Examinarea dosarelor penale privind furtul unui miliard din bănci ar trebui să fie efectuată de către complete de judecători specializați în acest sens. Opinia aparține procurorului general Alexandru Stoianoglu. Despre această inițiativă, el a sesizat deja Consiliul Superior al Magistraturii și Ministerul Justiției, care urmează să examineze subiectul și să adopte o decizie în acest sens. Inițiativa prevede crearea completelor la nivelul judecătoriei municipiului Chișinău, sediile Ciocana și Bujucan și colegiul penal al Curții de Apel Chișinău, cu desemnarea judecătorilor specializați în soluționarea acestor categorii de dosare. În mod special, potrivit procurorului general, implementarea respectivului proiect este dictată de necesitatea accelerării procedurii de examinare judecătorească a acestor categorii de dosare care trenează pe rolul instanțelor de mai bine de 5 ani. Societatea deja de mai mult timp așteaptă rezultate pe acest caz. S-a întârziat nepermis de mult în aflarea adevărului și trebuie să intervenim ca lucrurile să se miște, iar cei vinovați să-și primească pedepsele, a menționat Alexandr Stoianoglo. În opinia procurorului general, o asemenea stare de lucruri este de actualitate, mai ales acum când Procuratura Anticorupție și EC-COX au în gestiune, inclusiv în faze avansate de finalizare, mai multe cauze penale de corupție și conexe fenomenului, care sunt parte integrantă a dosarului penal generic numit furtul miliardului. Acest dosar complex este de o rezonanță social sporită cu impact major asupra bugetului țării și în care figuranții sunt actual sau foști înalți demnitari de stat. Republica Moldova nu își poate permite experiențe și instruire în legătură cu aceste dosare, motiv pentru care în soluționarea lor urmează a fi implicați cei mai bine instruiți ofițeri de urmărire penală, procuror și judecători, a spus Alexandru Stoianoglo. Potrivit lui, o altă latură sensibilă a acestor dosare ține de felul în care va avea loc gestionarea examinării judiciare a acestor dosare, ori asigurarea continuității judecării va constitui criterii atât de eficiență cât și de rezultat.